Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 pe Richter s-a produs în noaptea de joi spre vineri în apropierea unor destinații turistice foarte frecvente din Turcia și Grecia, având epicentrul în Marea Egee. Doi turiști au murit, iar alte aproximativ 100 de persoane au fost rănite pe insula Kos din Grecia, în timp ce în orașul turc Bodrum s-a produs inundații din cauza unui tsunami. Acolo cel puțin 70 de oameni au ajuns la spital, fiind răniți în încercarea de a se evacua din stațiune după cutremur. După seism, turiștii nu au avut curaj să revină în camera, așa că au petrecut noaptea sub cerul liber pe plaje sau pe șezlongurile de lângă piscine. Două zboruri care ar fi trebuit să plece din Atena spre Kos au fost anulate, iar cursele de feribot au fost suspendate. Martorii spun că seismul a fost resimțit și pe insula Rodos, unde mai mulți turiști au fost treziți din somn de mișcarea puternică a pământului.